クラブの M の目的は卒本まあアパートテルシトレイディミナーサディミナーサデリペチェアシャーサドミドリシュカノドミシャノマチラスズブスピルシャンブラUite, blaga mâi de cant. A fost căsătorit Cornelia Brezbicianu și a avut doi copii cu ea, pe Ionel Blaga și pe Dorin Blaga. La Wikipedia română scrie că Lucian Blaga a născut pe 9 mai 1895 la Lancrăm, în Alba, România, decedat în județul Alba, decedat 6 mai 1961 în Cluj, România. A fost eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor, universitar, academician, diplomat român. Mai bun. În fine, eu am observat că tu te-ai ocupat cu Blaga, ai citit, ai citat, ai recitat, ai lecturat. Deci s-a născut la Lancrăm, în Sebeș. Localitatea natală se afla atunci în comitatul Sibiu. Al neorea copil, ale felului de preot, fiul lui Isidor Blaga și al Anei născut pe Bog. Măsera plotească. No, și face niște hau-hauri pe aici, că nu vorbim până la 4 ani, trebuie. Eu nu m-am rugat, nu m-am putut. Bun. Zice că uite, ce a aplicat? Pe noi interesează poezia lui. Pe mine personal vreau să zic. Niciodată n-am avut interes. Scuze. Niciodată n-am avut interes să citesc filozofia lui Blaga. Trilogiile alea. Ori, cum să spun, alte lucruri, teatru, să spun. Dar, și cu el, eu când am terminat clasa 8-a, și asta a fost în 1996, era acum, în iunie, cum ar fi acum, acum câți ani, poate 25 de ani, era clasa 8-a și am fost în clasă la profesoară de muzică generală, final, și cu mama am făcut română. Oia. Îi scuze că casă. Ei bine, mama a ales că fiecare elev primea câte o carte la diriginta când pleca. Unul a primit într-o fel, a primit, am primit o carte de poezii verde, un verde frumos. Și chiar Lucian Blaga poezii. Cartea fusese a școlii, nu a tatălui meu. Și o ales o mama pentru mine, special. Deci ce înțeleg eu de aici, după o viață, care am citit, la spital am tradus Blaga. Am tradus și înainte, în fine. După ce am venit la spital. Adică, după ce am venit la spital, am tradus, dacă am venit la spital, am luat carte și am tradus acolo. Dar n-am prea publicat. Cu excepția de poezii care a publicat-o în facție. Traducere. Cu toate atâtea cuvinte în engleză, câte are în română.
I don't crush the wondrous crawl of the world. E bine, eu sunt de părere că dacă mama o ales Blaga și nu Eminescu, nu Bacovia, nu Argezi, nu Pilas, nu Teodosic, înseamnă că Blaga este cel mai bine realizat poet român. Deci e Adelea. Și anume pentru că nu a fost... Uite, Eminescu a fost geniu, talentat, sfânt, martir, dar nu știu cum să zic. Poeziile lui nu prea se pot citi. Pe când Blaga mai șchioapăt așa, dar e expresionist. Bun, hai să vedem ce a scris Blaga. O scos prima carte de poezii. Uite la poezii. În 1919, a doua, în 1921, acum 100 de ani, deja au trecut mai mult de 100 de ani de la poemele Lumânii 19. Apoi în 24 au publicat în Marea Trecere, în 29 Lauda Somnului, în 33 la Cumpăra Apelor, în 38 la Curțile Domnului, în 42 Poezie Ediție Definitivă, 43 Nebăduitele Fete. Și apoi mai are patru care au apărut postum. Una o avem pe aici. Stai pe aici. Vârsta de fier, 1940, 1940. Cântecul focului, corabii cu cenușă și ceau de unicofe. Acum, 1921, 24 și 43 au trimitere albastră la Wikipedia, să citim. Poemele Luminii, 1919, este primul rând de versuri a patrimoniului, ziceam Blaga, apărut la biroul de imprimate Costânziana din Sibiu, care s-a bucurat de un succes susținător și care este dedicat soției sale Cornela Bădiceanu. Hai să vedem ce poezie conține, că e important. La Blaga fiecare poezie contează care puțin. Eu nu scrivesc corola de minunea lui. Asta are și asta trimitere. Apoi lumina vreau să joc, pământul, gorunul, mugurii din părul tău la mare. Noi și pământul, liniște, frumoase mâini, lacrimile, se așteptă morcul, dar munții unde s-a pazimat la Isamu. Aș vrea un bar. Fiorul, nu-mi presimți, lumina raiului, coica, trei fețe, martie, cresc amintirile, Eva, vărs, sătorul, veșnicul, izvorul nopții, gimpii, asta de pe izvorul nopții am făcut variații, asta ea, gimpii, inima, falactita, fus, noapte, legendă, primăvară, dorul, vei plânge, mult ori vei zâmbi, pax magna, melancolie, toamne va veni, stelelor, stelelor. Bun. I-am înlocuit cuvântul stele cu ele. De fapt, cu jele. Cu ele. Bun. Hai să spun a doua carte. Pașii profetului este un volum de poezie al lui Lucian Blaga, apărut în 1921 la editura Institutului de Arte Grafice Ardealul din Cluj, care are la bază reflexe ale literaturii occidentale. Ciclul Pesul scrise pe frunze state de vie din Pașii Profetului este un reflex al descoperirii poeziei orientale, chineze, indiane și persoane. Poeziile cuprinse în volum Pan, Veniți după mine, tovarăși,
vară, leagă gândurile lui mort în lan, din copilăria mea, stați-mi în tub voi munților, tămâie și fugi, strigă-te în pustie, moartea lui Pan către nimfă, zeul așteaptă umbra, Pan cântă, păianjenul și atât. Traduce. Pașii profetului ediție din franceză Le Pas du Prophète, traducere de Paul Dillard, engleză The Steps of the Prophet, traducere de Rudica Albu și germană Des Propheten Fils. Traducere de Anneliese Portuciuc și Andreea Bargan. Iași, editura Ars Longa 2008. Lucian Blaga, poezii, pagina 178, editura Albatros. Apoi, la S24 a apărut în marea trecere să film românesc de 1971 regizat de Matei Ilieșu. Prezentare. Dar, în fine, este o carte totuși, nu e un film. O carte din 1924, nu e un film din 1974. Să vedem 1943 și ultima. Uite, Nebănuitele Țepte. Este un film românesc din 1974, regizat de Maria Sfătoru. Mi se pare că România se întorsese către Blaga, după ce o lăsa să moară singur în 61, chiar de ziua lui. Mai mult ce pot să spun. Titlul interesant mai este poezii, a venit un canon de carte, poezii. Nu pot să spui poezii, poate acolo al 20-lea. Vârsta de fier, interesant, corabii cu cenușă, ceau de oricornă, da. Ei bine, dragul meu, Manuel, ce pot să spun, decât că Blaga este un poet foarte călugă, de exemplu. Hai să citesc cum am modificat eu poezia. Izvorul meu. Înainte să închid, să ascult biografii în urmă. Nu pot. Iar. Am făcut 4 editări la poezie și cred că am făcut-o mai bună. Îmi cântă Bărbi. Can I make it better? Ok. Văd dacă am pus încă featured. Hai să testez. Mega top poet. Cum mă găsesc? Îmi găsesc cont, că eu n-am pierdut conexiunea asta. Uite, îmi văd în care mai ajutat.
Deci se reconcontine cu procesul de autorizare scris. Dar și cărți întregi. Sau prozi întregi. The Elvis Presley Church. Pozirea mea. Cam de atât. Se vede. Hai să vedem aici. Trebuie să-mi caut poezia. Scriu izvorul nopții. Poezia lui Blaga cu patru editări. Uite cum se găsește. Atunci să mai căutăm. Maria Peruc. Așa. Uite, pentru comparație să citesc o traducere care am făcut-o. Am tradus poezia asta de două ori. O dată la traducere s-a pierdut. Secerătoarea solitară de William Wordsworth. În engleză de Solitary Reaper. Secerătoarea solitară de William Wordsworth. Iată-o singură în câmp, acolo solitară, fată mintea încă. Se cerând și cântându-ți ieși, se oprește-o, merge blând. Singură retează și leagă griul și cântă o arie melancolică. O ascultă, fiindcă valea profundă e inundată de sunet. Pe-o privighetoare nu cântă așa de dulce, odihnindu-lor cete, știu poezia asta de Casa a Zecea, cam așa. De călători într-un popas umbrit printre nisipurile arabe. De o voce mai dulce nu se auzi din vara de la pasărea cuc, părgând tăcerea măilor printre cele mai de departe hebride. Nu va spune cineva ce cântă? Poate că notele plâng pe curi pentru lucruri vechi, nefericite, îndepărtate și bătălite pe vremi. Ori e vorba o ladă mai umilă, probleme obișnuite de astăzi, o suferință a naturii, pierdere sau durere, care a fost și poate fi iar. Oricare era subiectul, fata cânta, făcând cântecul, nu ar avea sfârșit. Am văzut-o cântând la muncă și peste secele îndoindu-se. Am ascultat până m-am umplut și pe când urcam pe deal, muzica am putat în inimă, mult timp, pe ce n-am mai avut. Bine, să citim și cealaltă versiune limitare. Am o poezie cu titlul Lucian Blaga. A sfârșit toată citim și pe aia. Ca din a patru.
tu. Sunt plat cu ea. Uite încă o poezie cu Blaga. Ziceam Blaga not here. Să vedem dacă mai găsim. Și multe sunt aici, sunt multe în engleză. Cu mine poezia m-a ajuns să înțeleg lumea din jurul meu, în care trăiesc. E bine, nu este așa ceva. Atunci ne vom întoarce la cele care au numele lui Blaga în titlu, două, poate găsim ceva. Uite, nu sunt Blaga în titlu. Voi citi ce am aici. Lucian Blaga note here. When I finished gymnasium, Mama chose for me as a gift from school, parking. Lucian Blaga poesy. I don't know if I still have it then. I see another. I won't get into too much detail right now, but it. Just that I don't like him for his ideas of poetry. Maybe the greatest alhamdulillah for I care. I just think of my mother, a black light in that book. I feel like Mama wrote the book just as that philosophy by M. Lucian Blaga or something like that. How sad. Okay. Come on, mention I apart. Hai că stăm acolo cu ce am dat. Lucian Blaga, Lucian Blaga. Lucian Blaga e cel mai luminos poet în literatura română. Mai mult decât Alexe Matei. Dar eu cred că a ales filosofia pentru a dezvolta propriul peripatetism. O gnoza iubirii văzută mereu în altceva, oamenii au mari probleme dacă nu pot iubi. Astfel vedem un poetul filosof bovarism extrem. Acesta nu e un verdict, doar nostru de psiholog mut ca o lebedă. Acum să mai încercăm și poate vom găsi tot. Da, am găsit. Pe aceeași pagină am și poezia cu variațiuni. Am făcut Mozart variațiuni după Salieri, la început în Amadeus. Deci, Izvorul nopții de Lucian Blaga cu patru editări. Am înlocuit, ca să zic ce am făcut, am patru editări scrise cu anacolade. Am înlocuit Frumoaso cu Maiastra. Maiastra, nu Maiastro. Maiastra. Maiastra, cum a spus Brancuzi. Apoi, în versul care o fi, peste munți și peste câmpuri, nu peste ciucuri, el acolo. Acoperind ogorul, nu știu ce poți la acolo, cu o mare de întuneric. Hai să citim. Izvorul nopții de Lucian Blaga cu patru editări. După aceea te rog să mă scuzi că este ora, uite, este ora 5-8 și începe la 5, că va fi memorul de teatru, cultural, adică cultural România.
și pe internet conexiune. Și sezonul nopții, să duceam blaga. Cu patru editori. Maestră, ți-s ochii așa de negri, încât seara, când stau culcat cu capul în poala ta, îmi pare că ochii tăi adânci sunt izvorul, în care tainic curge noaptea peste voi și peste munți, peste câmpuri, acoperind ogorul cu o mare de întuneric. Așa de negri ochii tăi în mina mea. E bine, eu trebuie să plec de aici. Sună clopotele de la mănăstire. Sunt un fel de aborigen. Ei bine, sper că ți-a plăcut. Acest vlog este, să zic așa, un poet. Te-am scris și eu o poezie, dacă îți va plăcea. Numește Iala Piunul, Baia de Dintre. Ceva foarte frumos.